dragii mei, vezi unde suntem, nu? Like, dai seama, e un set nou. Well, e aceeași cameră, dar I guess e un setting nou. Bumele la Shonen Live, astăzi vorbim despre film Gran Turismo, votează manga și anime, pentru că nu uita, poți să votezi you know, anime-ul sezonului, link în descriere, One Piece, Red, oare vine în România și, bineînțeles, o draie și o draie de alte știri și trailere la care ne uităm împreună live acum pe twitch.tv/shonro, printre care Ozaki-chan, New Ray Deco și încă câteva surprize faine, live acum! Ei bine, dragilor, cum ziceam, bun venit! I know, e un pic straniu. De acord, e un pic straniu chestia asta, right? Like, mă uit direct la tine, am laptopul aici în față, deci o să mă uit mult aici în jos pentru că o să mă uit la ce se întâmplă, right? Am aici și telefonul, pun deschid, ui acum chat-ul, să, you know, să vă citesc și chat-ul. Și da, e un alt fel de chestie. But yes, cum să nu, dragilor, Bing, dacă vrei să-mi acord, să-mi arăți ceva, fine, do it. Also, mă bucur să vă văd, acum nu mai pot să fac asta cu aici live în chat, pentru că e laptopul ăsta. Mă bucur să vă văd aici în live în chat, așa frumos. E și microfonul, după cum vedeți aici, e și apa acolo, like, you know, avem chestii. Thank you, Bing, pentru acel subscribe, apreciez ca întotdeauna tare, tare mult. Și yeah, e un set nou pentru, well, un setting nou pentru că avem niște manga. Voi nu vedeți, de aici în stânga mea am niște manga, în fața mea am niște manga și urmează după Shonro Live-ul ăsta, după seriele-ul ăsta, să vă arăt toate manga care am, printre care și ultimele două boxeturi care le-am primit. Sau dacă vrei să vezi asta, trebuie să stai pe twitch.tv/shonro, pentru că nu o să anunț chestia asta pe Discord sau oriunde altundeva. So, you know, uită-te pe twitch.tv/shonro cât te uiți, dacă te uiți live, și să ai notificările alea pornite. But yes, bun venit, e ok chat-ul, nu-i stres, pentru că o să vedem, mai ales atunci când o să facem ăsta, o să se vadă că, you know, pun laptopul jos, nu o să mai fie aici, o să fie totul centrat aici, nu vă faceți griji, ok? Raul știe ce face, dar momentan trebuie să vedeți laptopul și fața mea, like, aia e important, cel puțin aici la serile. După aia, la alt ediția specială de ora de anime o să fie mai altfel, deci nu vă faceți griji. Bun venit, dragilor, oricum, you know, schimbăm și facem chestii și ne adaptăm, right? Pentru că trebuie să vă arăt. O să avem tot așa o chestie unde vă arăt ce manga mai vreau să-mi cumpăr, pentru că, you know, nu vreau să mă opresc doar aici la niște mangauri, am niște boxeturi în minte care aș dori să mi le cumpăr, sau, you know, dacă vrea să mi le trimită Cărturești, Libristo, Books Express sau Kian, să-mi dea un DM și le dau adresa mea și le aștept, că sunt binevenite. So, cu asta fiind zis, hai să începem serleul ăsta, pentru că vreau neapărat să stai, vreau să citesc mangaurile alea, cum zice, weekendul ăsta, dacă tot au venit, sunt extraordinar de frumoase, like, mă uit la ele și superb de frumoase acolo, dar trebuie să vi le arăt, you know, să facem unboxing, să zic așa, bine, nu sunt cutia în care au venit, pentru că nu îs. Da, sunt cutiile lor, cutiile încă au folia pe ele, nu le-am desfăcut, doar le-am văzut de afară și vă zic că de afară arată fenomenal. So, hai să începem cu ce altceva decât știri ridicole. Și, you know, nu știu dacă știți cine e aici în stânga mea? Da, stânga, da, bine ziceam, stânga pentru voi. Anyway, you get it. Dreapta pentru voi, stânga pentru mine, așa. Este un VTuber. Da, e vorbim despre VTuber, dar nu-i orice VTuber, pentru că e extraordinară de ridicolă și totuși faină faza, pentru că este vorba despre creatorul a Pop Team Epic, da, BKUB sau BKUB,
Okawa este creatorul a Pop Team Epic, Pop de Pipicu, și are VTuber, după cum vedeți, are și un canal de YouTube, că de ce nu, și a făcut-o asta la 35 de ani, ceea ce e foarte, foarte mișto. So, you know, dacă vrei să vezi, probabil poți să îl găsești, îi adorabil și dubios totodată, după cum vedeți voi acolo, mai ales că e literalmente, you know, faza de la, că e un om de 35 de ani, dar are un twink care arată așa ca și avatar VTuber, right? Like, come on, e un pic dubios, nu? Da, o să trimit Higeosoru și o să fac giveaway cu ele, pentru că, obviously, nu-mi place Higeosoru și decât să stea la mine și decât să fac un nuțu să le arunc la gunoi, o să fac un giveaway, vi le dau cuiva, right? So, dacă ești into VTuber și uite că avem și manga ca și creator din lumea anime, care, you know, intră și în lumea asta de VTuber și își fac caractere. E o știere ridicolă, e o știere simplă, am zis să vorbesc despre ea, că why the fuck not. Nu, ăla a fost doar un test, dar o să mai punem, cum îi zice, pentru că cineva, wink wink, pe serverul de Discord a zis să punem la vot anime-ul care să fie acolo la puncte. So, într-o oră de anime, probabil să zicem a doua oră de anime din sezonul viitor, fix asta o să facem. O să pun 5 anime-uri, gen Kobayashi's Dragon Maid, Made in Abyss și încă vreo două anime-uri, le punem la un poll și cât e ediția de ora de anime, voi să puteți vota. Și după aia, you know, la final de episod, determinăm, ok, ăsta îi, după stream văd eu cum fac punctele să le ajustez sau să extind perioada la 2 săptămâni sau whatever, ca să, you know, faceți puncte sau dacă nu chiar la pătăt sezonul, știi, voi votați timp de 12 săptămâni sau cât e un sezon de ora de anime și așa în roll live cu punctele voastre și ori ajungeți la punctele alea, ori nu, știi, și eu să mă uit la el poate între pauze, right? Vedem, anyway, o să, după ce mă uit la unul, o să-l scot pe ăla, o să bag altul în lista aia și o să facem în așa fel încât poate le văd pe toate din lista aia de 5 câte o să fie inițial, fără numai. Anyway, hai să trecem mai departe la știri importante, pentru că asta e o știre despre care puteam să vorbim data trecută, dar am zis că nu are rost să vorbim despre ea, mostly pentru că, you know, aveam alte știri mai importante. So, hai să vorbim despre Gran Turismo. De ce? Pentru că, aparent, o să fie, într-adevăr, un nou live action movie bazat pe jocul de la Sony Pictures și, bineînțeles, de la PlayStation. Deci Sony și PlayStation, Gran Turismo, care o să iasă vara viitoare în august 2023. Acum, e asta o idee bună? Nu. De ce? Pentru că unul la mână avem Fast and Furious. Doi la mână, ultima serie de jocuri în care a avut un film, voi nu țineți minte, dar fusese fucking Need for Speed, right? Cu Aaron Paul. Cu Yeah Science Bitch, cu ăla din, cum îi zice, Breaking Bad, right? Și a fost abysmally boring, adică a fost extraordinar de boring, mai ales când, cum îi zice, ai avut, cum îi zice, povestea, de exemplu, de la primul Need for Speed Most Wanted, că ăla era ieșit deja, a avut setting-ul poate de un Need for Speed Underground, care a fost o serie foarte, cum îi zice, populară și bine primită, și ăștia s-au decis să facă un neither or și au făcut o poveste care să fie foarte mid, să zic așa, foarte mediocră. So, na.
But yeah. O să fie foarte, foarte dubios. Și zic dubios pentru că ghici cine regizează filmul ăsta. Fucking Neil Blomkamp, care dacă nu știi a regizat District 9, care e un film iară foarte fucking interesant și dubios totodată. So what's happening? Like, ce se întâmplă? Right? Eu asta nu înțeleg, ce se întâmplă? De ce Gran Turismo? De ce ei cred sau au impresia, îmi pui mei, că franciza asta, care da, sure, îi de pula mea 25 de ani, right? Că e din 97, da? Fucking hell, man, e Gran Turismo, like, e un simulator de curse. E greu să scoți ceva, mai ales când ai toată libertatea, e greu să scoți un film bun din asta. Și zic asta pentru că dacă nu ai văzut filmul ăla cu Ford versus Ferrari sau ăla cu Le Mans și așa mai departe, alte filme despre curță, ai greu scoți un film sau un ceva bun din ceva unde ai libertate fucking nelimitată, right? Like, literalmente poți să facă orice cu filmul ăsta, să angajeze pe oricine și whatever. Dar eu efectiv nu prea înțeleg cum sau de ce s-o decis să iasă cu ăsta anul viitor, în 2023. Like, again, regizorul nu extraordinar de interesant pentru că e Neil Blomkamp, care e un regizor foarte, foarte interesant, but again, I don't get it. Adică ei, cei de la Deadline, descriu filmul că e bazat pe o poveste reală, deci înseamnă că e all made out up și bullshit, și că filmul e ultimate wish fulfillment a unui adolescent care joacă Gran Turismo și care skillurile de gamer, deci am zis asta și efectiv mi-a luat physical damage, like am simțit cum mor în momentul ăla, am murit așa 10 minute, mi-am tăiat din viață că am zis chestia asta. L-a ajutat să ce? Câștige o competiție Nissan cu condus real de mașini. Like, tu auzi cât de cretină sună toată faza? Like, e atât de fucking cringe, man. Și așa îmi pare rău de Neil Blomkamp, că e aceeași mizerie ca Ready Player One sau masterpiece-ul care a fost Pixels al lui Adam Sandler cu Blood Purple Cop și alte căcaturi de genul. E just terribly fucking cringe. Like, eu nu m-aș uita la filmul ăsta. Eu nu percep să mă uit la un film de genul care zice un adolescent care s-a jucat Gran Turismo cu skillurile de gamer a ajuns să fie campion la curse. Muieție, bine, like, Gran Turismo nu-i atât de hiperrealist, să fim serioși ca asta, la fel cum nici ăla de la Microsoft, care-i echivalentul la Gran Turismo, Forza Horizon, right? Sau Forza, nici ăla nu-i atât de hiperrealistic în pula mea, încât să poți să te joci și după aia să zici că poți să conduci un Lamborghini. Pula mea, eu conduc de câțiva ani deja și dacă îmi dai în... Paulă, mă pui într-un Lamborghini și zi, du-te, dă-i bice. Eu nu cred că aș avea curajul să mă duc cu mai mult de 30 la oră, efectiv din faptul ăsta că pula mea accelerez, pierd controlul la o mașină care merge cu 270 la oră când eu n-am trecut de 150, știi? Like, chestie genul. Da, păi să te joci jocuri tătă ziua și după aia să conduci un fucking Nissan or whatever să câștigi o competiție. Motherfucker, what? E... Iar e film, wish fulfillment fantasy, da? Pula mea, what the fuck? Și nu numai, dar eu iar nu înțeleg descrierea asta, pentru că pe lângă că avem un regizor care într-adevăr a făcut niște chestii foarte faine, avem și un scenarist care a scris un biopic movie, historical fantasy, numit American Sniper, like,
tipul ăsta, Jason Hall, a scris o poveste foarte realistă despre un sniper care a omorât copii în fucking Afganistan, știi, like, right? Like, cum ajungi de la omul ăla și de la Neil Blomkamp, care și-a bătut pula într-un fel de consumerism și căcatul de genul, să ieși cu descrierea asta extraordinar de cringe, n-am nici cea mai vagă idee. Bă, hey, whatever, e just... weird. O să vedem, obviously, suntem cu mintea deschisă, nu? O să vedem, obviously, ce o să fie de aici și o să încercăm să-i dăm o șansă, right? Să vedem. Mă, măcar o să fie bun trailerul ăla, măcar o să fie ăsta. Bă, dacă nu-i, nu-i. Dar din descrierea aia care mi-a dat literalmente fucking physical damage, nu știu ce să zic. Dar așteptăm și vedem. So, cu asta fiind zis, dragilor, hai să trecem mai departe, pentru că avem, you know, două chestii interesante de vorbit aici. Hai să vorbim despre manga și cum tu poți să votezi cele mai bune manga, dar vreau să-ți reamintesc că tot tu poți să votezi animeul sezonului, link în descriere dacă ești pe YouTube și prin comment foarte probabil, dacă ne asculti în varianta audio, dacă intri acolo la primul link, e acolo, poți să votezi, poc, poc, repede, dacă ești pe Twitch, link-ul o să fie pe server de Discord, sau, you know, în descriere, unde ziceam la video și așa mai departe. So, trebuie să mă întind un pic după agua, că după cum vă dați seama, stau pe o canapea și, you know, ce om își pune paharul de apă pe canapea, like, really? So, îi pus aici pe măsuță lângă, just saying. Dacă mă vedeți că fac astea, să știți că urmează agua moment. Bun, dar hai să vorbim, da, cum să nu, hai să stric chestia care m-a chinuit ani de zile să adun bani să o cumpăr, ca să, you know, why not. Anyway, este o chestie foarte faină, again, mai ales dacă ești cititor de manga. Se numește Next Manga Awards, e 2022 și tu poți să votezi dintre 50 de titluri de Best Printed Manga, adică cele care sunt în print, și Best Web Manga, care sunt web, right? Like, dacă ești subscriber la Shonero, nu-mi imaginez că ești tare prost, so nu cred că trebuie să-ți explic atât de mult. Avem 50 de manga, o să trecem fain frumos printre ele. Tu o să poți vota până în data de iulie 11. O să vorbim și de cei care câștigă, când o să iasă câștigătorii care se anunță în data de august 31. Anul trecut, manga-ul pentru categoria de web a fost câștigat de Naoya Matsumoto și Kaiju Number 8. Iar pentru categoria în print o câștigat de la Mengo Yokoyari și Aka Akasaka, un manga care urmează să aibă un anime, Oshino Ko, right? Alea două au fost cele care au câștigat anul trecut. O să vă zic și alea care au traduceri în engleză, în caz că sunteți curioși de ele și vreți să le dați un checkout, bineînțeles, pe My Animalist, Anilist și așa mai departe. Vedem, o să vă zic în orice caz care cei 100 nominalizați, 50 pentru web, 50 pentru print, right? Ca să fie așa fain frumos. Și începem cu web, de jos de tot. There's no freaking way I'll be your lover unless puncte puncte puncte, că de ce să nu fie un manga care să nu fie meme aia cu what if we kissed under the bridge, unless, știi, like, trebuie să fie un manga de genul. E scris de Mushu, Teren Mikami și Eku Takeshima. Da, e licențiat ăsta în limba engleză, deci dacă vrei să-l citești, probabil poți să-l găsești de cei de la Seven Seas.
După care avem câteva care nu sunt licențiate, deci nu au traduceri oficiale în engleză, care e păcat, but you know, 100% probabil le poți găsi online în ziua de astăzi. Următorul se numește Reiwa no Dara-san de la Haruomi Tomotsuka, așa. Ramen Akaneko de la Engiaman, care au mai scris East into the Night. Stai așa că efectiv trebuie să-mi pun ochii mai aproape de ecran, pentru că ăsta e un cuvânt. Yuri ni Hasamaru Tokowa Sinebai. Deci încă o dată. Yuri ni Hasamaru Tokowa Sinebai. Ai tot ar trebui să fie un cuvânt, dar îi foarte greu de pronunțat, mai ales așa la câteva citiri, la primele impresii, so, you know, e scris de Yomo Gimochi, că of course că celălalt are, trebuie să aibă un pen name de tăcăcatul cam lung, but, you know. Iar Yoshihime wa Oto to Koishitai de la Koku Tanue. După care avem The Food Diary of Miss Maid sau Maid Sanwa Taberu Dake, scris de Susumu Maeya. Iar după aia avem în sfârșit încă unul licențiat în limba engleză de cei de la Manga Plus și Viz Media, pentru că este vorba despre Marriage Toxin de la Jomiaku și Mizuki Yoda. Manga it is! So, hai să mergem mai departe. 100 ghost stories where only I die, care sună absolut fucking hilar, de la Anji Matono. Star Tripped de la Sakana Sakatsuki. Hosekisho no Maid de la Chika Yamase. Puniru wa Kawaii Slime. I mean, sună foarte clișeic, de la Maeda-kun, e un cuvânt, nu-i Maeda liniuță-kun, e Maeda-kun într-unul. Stepping on kicking loving, care sună foarte kinky, adică sună a CBT din punctul meu de vedere. În japoneză are un nume la fel de hilar, Fundari Ketari Ashitari de la Sumi Ichiya. The Summer Hikaru Died, because why not, de la Mokumokuren, ce nume au ăștia, mă. Rebellious Commentator, Mr. Endo, de la Yosuke. Pachinko, de la Toshiya Wakabayashi, care au mai lucrat la Turedure Children, dacă cunoașteți manga-ul. Astea încă niciunul din ele care le-am menționat nu sunt traduse din păcate în engleză oficial, dar probabil le puteți găsi. Nippon Sangoku e următorul, după care Nisemono no Renkinjutsu, Nabe ni Dangan o Uke Nagara, nici de ăsta n-am auzit. DQN Saga, iar n-am auzit nici de ăla. Tokuni Aru Hibi de la Kento Naka, iar n-am auzit nici de ăla. Tonari no Onesangaski sună ca un trash manga care probabil o să primească la un moment dat adaptare anime și nu știm de pula mea unde a ieșit chestia aia, but there you go. Debi the Corsifa is Emulous. What the fuck does the rib... Stai așa. Emulous definition. Definiție. Emulous. Seeking to emulate someone or something. Adică încearcă să copieze. Pula mea că o trebuie să o folosit un cuvânt atât de complicat încât mi-a dat eroare. Ai văzut? Na, ce tare, vezi? Uite ceva care a văzut Tsurezure Children. Bun, hai să mergem mai departe. She loves to cook and she loves to eat.
e un alt manga, dar ăsta este tradus în engleză și jur că pentru o secundă am citit She Loves Cock și Loves to Eat. Și oh my god. Damn. Nu voiam să-l citesc așa, dar pentru o secundă aia voiam să zic She Loves Cock and She Loves to Eat. După care avem Dungeon No Osana Najimi, care sună iară a un trash manga de tăcăcatu. Daija ni Totsuida Musume, Daijobu Club, care sună adorabil, Soara and Monster's House, care iar sună foarte ciudat, Books Bought with Tax. What? Cum? Cărți cumpărate cu taxe? Like... Ok, nume foarte ciudat pentru un manga, like, e curios cum arată un manga numit Cărți cumpărate cu taxe, like, what? You and I are, are polar opposites, care e posibil, din câte am înțeles, să primească un anime. Again, e rumor momentan, but You and I are polar opposites, e posibil să primească o adaptare anime de la Kocha Agasawa. Ăsta are și varianta în engleză, îl găsiți și pe Manga Plus, obviously e tradus în engleză și adus de cei de la Viz Media. Supernoura de Ani e următorul, de Yani Su, pardon, Hanashi. Deci Supernoura de Yani Su, Hanashi, de la Jin, Jinu, și următorul Sushi Sister Hunter, care nu vreau să știu care e ordinea corectă la chestiile care se întâmplă. E o soră care caută sushi sau e un sushi care își caută suror? Like, is it hentai sau is it food porn? Like, care e chestia aici? Oh my god, sunele atât de dubioase. Giant Ojo-sama, prințesa uriașă, Jirai Nandesuka, și următorul Salad Viking. Like, mă duce cu gândul la salad tossing și la alte prostii genul, pentru că nu-mi imaginez cum sau despre ce-i povestea dacă nu-i despre un viking care e vegan, maybe, at best, dar și așa e straniu, right? Adică e stranie, e foarte straniu numele. Goku ni Itara Ona ga Inakata, de la Nana Aokawa, Godai Godaigo, care sună interesant, to say the least, Kuroshiya wa Smartwatch ni Sakaraenai, care, you know, e vorba despre asasin cu smartwatch, probabil într-un isekai sau ceva pulă de genul, Koibito Ijo Uiji Yujin Minai, care nu sună great, și I think I turned my childhood friend into a girl, care e licențiat în limba engleză și what? Like, am mai văzut isekai-ul ăla unde o transformat tip cel mai bun prieten în o tipă, right? L-am văzut, cred că împreună acum câteva sezoane, zone, dar ăsta sună mult mai sinistru în sensul de, you know, l-am luat pe prietenul meu, i-am dat un cocktail a la Bill Cosby, o luat somn și l-am transformat într-o fată. L-am ținut într-o comă și am făcut transferul de la băia la fată. Aia sună. Așa îmi sună mie manga-ul ăsta, care, again, licențiat în limba engleză și îl găsiți de la cei de la Seven Seas Entertainment. După care mai avem câteva și terminăm. Kemonozushi, oh my god, ce pula mea de nume e ăsta? Kemonozushi ni Zitsuha Mitemerare Teita, Hanashi. Mai și Hanashi acolo, de ce pula mea. După care un nume absolut ridicol de manga, Kemutai Hanashi, you know, Mutai, kind of funny,
pentru mine personal, acum nu știu dacă și pentru voi. Kemo Fujin e următorul, Kuchibeta Shokudo, you know, despre restaurante și mâncare, ce vrea gura. După care avem I Want to Be Praised by a Gay Gal Gamer. What the fuck is this? Cum adică I want to be praised by the guy? What? Anyway, aparent ăla e un fucking manga, webcomic. După care avem câteva traduse în engleză, două mai exact. Starting today we're childhood friends. Ori vorba despre copii care devin childhood friends, ori ceva mult mai dubios, să sperăm că e prima. But, you know, e tradus de cei de la Comikei în limba engleză, dacă vreți. După care avem The Kajiki Chef, Divine Cuisine, tot de la cei de la Viz Media, tot gratis de citit pe Manga Plus. După care avem Kamina Botan, Yoeru Sugata wa Yuri no Hana, de la Hey, foarte scurt numele lui. După care avem un nume în engleză, for some reason, the fragrant flower blooms with dignity, care sună foarte japonez, și așa în engleză sună foarte japonez. După care avem unul iară tradus în engleză de cei de la Viz Media și Manga Plus, Maglumier Co. Ltd. Dubios, but... You know, puteți să intrați pe Manga Plus să vedeți despre ce e vorba. A mangaka's weirdly wonderful workplace sună absolut adorabil, dar asta nu-i tradus în engleză și licențiat, din păcate. După care avem Make the Exorcist Fall in Love, care sună adorabil și îi iară de la Viz Media, Manga Plus, e tradus în engleză. Ichizu Beach Chan, așa se numește, Ichizu Beach-chan. I'm not making this fucking shit up, pentru că why would I? Aș prefera să vorbesc despre voi, despre manga-urile care le-am lângă mine. Fără e o chestie, aparent. Volundio Divergent Sword Saga, care sună absolut idiotic, dar și ăsta e tradus în engleză, deci de la Comiki. Thank You Isekai, fel tradus de la cei de la Comiki, for whatever reason, but e un isekai. Anten-sama no Haru no Uchi, care sună, you know, cât de cât drăguț, că e, you know, vara mea și whatever. După care avem Diamond in the Rough, iară tradus de cei de la Viz Media, iară pe Manga Plus. Și ultimele patru sunt The Moon on a Rainy Night, He Was My Brother, care sună absolut interesant. Acum de pe dacă e ecchi sau nu, Akyuyaku Reijo no Naka no Hito și ultimul I Want to End the Game of Love, care obviously sună ca un absolut trash manga. Astea sunt nominalizate la partea de web manga, so urmează cele 50 pentru you know, printed manga și aici multe sunt traduse în engleză. Yay! So, hai să vedem care sunt cele 50 traduse în, pardon, pentru best print. I'm in love with the villainous, de la Seven Seas, e unul dintre ele. După care avem de la Umineko When They Cry, de la Chris de Akitaka, mangaul Rukoju Hitoma no Majo Life, care, you know, poate suna, poate fi interesant, mai ales având în vedere de la cine e. Acum, again, nu le știu, but, na, și din lista aia altă pentru web manga, nu le-am știut toate, am știut câteva, și alea din cauza că au fost, poate, zvonuri că primesc anime-uri sau să termină sau așa mai departe. Die Even More Valiantly, care e tradus în engleză de cei de la Seven Seas, Medalist de la Kodansha Comics, Mikadono Sanashimi wa Angai Choroi, sună absolut dubios, but
nou. Yet Again sau Meta Zoro e un manga de la Horoda, care a fost și el ăsta. Ăsta sună foarte interesant. My Wife Has No Emotion. Ăsta l-aș citi, îi pare să fie un manga foarte interesant. Și ghișce, e tradus în engleză de cei de la, you know, Seven Seas Entertainment. Black Channel e următorul. Full by Full Night. Da, F-O-O-L, nu F-U-L-L. Deci e prostire noapte, ceva în genul. A Drift Girl and the Noble Moon, care sună absolut fucking amazing. Păcat că niciunul din cele ultimele două care le-am menționat nu îs tradus în engleză, but goddammit, aș vrea să citesc A Drift Girl and the Noble Moon, pentru că sună fucking amazing. După care avem unul cu nume foarte lung, For Whatever Reason, dar e tradus în engleză. Though I am an inept villainess, the tale of the butterfly rat, body swap in the maiden court. Sună absolut cretin și nu-mi place. Like, sună absolut fucking idiotic. Tot ce am zis aici, though I am an inept villainess, tale of the butterfly rat, body swap in the maiden court, sună absolut fucking cretin. Like, just let's call it. Dar obviously că ăsta e tradus în engleză, că why not. După care tot de la Seven Seas, ceva un pic mai simplu, Futari Escape, doi care vor să scape. După care un manga pe care, dacă ești iuștin, probabil ai citit. E vorba de un manga tradus în engleză pe Manga Plus și pe Viz Media. E vorba despre P-P-P-P-P-P-P-P-P sau 6 de P de la Mapolo 3, because why the fuck not. Bounce Back, Bad Girl. Bad Girl sună dubios. Null Meta, Ninja to Koroshiano Futari Durashi. E vorba despre un ninja și un asasin și cei doi împreună, după nume. Die Dark, care îi, cum îi zice, licențiat în engleză. Tamon-kun Imadochi, care îi Tamon-kun, scris de Yuki și Shiwasu, care au mai scris Takane și Hana. După care avem unul absolut tâmpit, Super Smartphone, și ăsta bineînțeles e tradus de cei de la Viz Media și Manga Plus. Sudachi no Maojo, care îi... Shiromiya Tomita-san, Shinigami.com, așa se numește, just Shinigami.com, because why not. Thunder 3, nu sună foarte impresionant. Goodbye, Ghost Girl, care sună destul de interesant. Golden Spiral, Draw This Then Die, Korekaite Shine, sună a fi un chestie de asta de Death Game, sau so nu prea îmi pasă. Ember Days and Golden Nights sună absolut fabulos. High School Family, Kokosei Kazoku, I don't really give a shit, but there you go, e de la Viz Media, e pe Manga Plus, dacă îți pasă, e în engleză. Brides of Cuprum, sună foarte interesant numele, sincer, dar în rest, I don't know. Fujima Utaeba, Ie Hororo, nume foarte, iară, foarte dubios. The Summer You Were There, care sună iar foarte interesant și ăsta e licențiat de cei de la Seven Seas Entertainment. But you know, nu l-am citit, nu știu. Gachia Kuta, nume foarte dubios. Celine, zici că e un manga despre Celine Dion, așa sună. Odoru Senen Kazoku, iar despre familie. The Skirt Rings at the Landing, care probabil sună mai pervers decât ei, că probabil e vorba despre rachete și zburat și așa mai departe, cred, adică, you know, știu trendurile, cum funcționează, sau aici e o chestie mai, you know, de genul probabil. Tenkaichi, care sună foarte plictisitor, și după care avem câteva care le-am auzit.
printre care Akane Banashi, de la, tot așa, pe Viz Media tradus în engleză, de la Yuki Suenaga și Takamasa Moe, și avem ultimele două cu With You and the Rain și Witch Watch, care, you know, îl știu pentru că, you know, foarte multe lume pe server de Discord, well, foarte mult, câteva persoane l-au citit și au insistat și tot au povestit, so am văzut chestii, like, I know stuff about it, so, but yeah, astea au fost, you know, pot să merg să votez la Next Manga Awards, pentru că, you know, mai ai până în 11 iulie, like, încă două săptămâni și un pic, if you want, dacă vrei. Dacă, you know, ți se pare orice am zis, oricare dintre astea interesante, să le citești, să le vin, să le votezi după aia și așa mai departe. Ideea este că de aici, you know, o câștigat și Spike's Family, o câștigat My Senpai is Annoying și încă câteva care au primit anime-uri, so, who knows, ce știe, din lista asta de 100, poate este unul care o să vină, you know, și o să aibă anime. După care hai să mergem să vorbim despre One Piece, pentru că, of course, we gotta, și One Piece Red, mai exact, pentru că ce am făcut data trecută cu Dragon Ball, facem și data asta cu, corect, One Piece, pentru că, ghici ce? Și One Piece, cei de la Crunchyroll au anunțat, mai exact, cei de la Crunchyroll au anunțat când o să iasă One Piece Red în restul lumii, pentru că filmul o să mai primească o draie de detalii iulie 2, because of course it will, la Anime Expo, but, you know, e un film care iese în august 6, că trebuie să aibă, you know, pauza asta practic, și e foarte probabil ca acest, cum îi zice, film să vină, you know, în America de Nord, Australia, Noua Zeelandă și în Europa în toamna asta. Bineînțeles, ideea este dacă filmul iese în august, probabil în America de Nord o să fie la fel cum a făcut cu Dragon Ball, o să facă și cu One Piece, deci dacă iese în august să te aștepți pe octombrie, începutul octombrie, ca One Piece Red să iasă în Nord, America de Nord, deci undeva în perioada aia 7-15 octombrie iasă în America de Nord, probabil UK și încă câteva locații, printre care probabil Australia, Noua Zeelandă și câteva locații, cum am văzut cu Dragon Ball, în America Centrală și de Sud, right? Dar aia înseamnă că posibilitatea ca One Piece Red, dacă este să vină, pentru că dacă e posibilitatea să vină și Dragon Ball, right, luna viitoare sau peste o lună și un pic, la fel e și posibilitatea pentru One Piece Red să vină, dar cel mai probabil pe finele lunilor octombrie. Îmi place că pot să vorbesc despre chestia asta, că poate vine, but, cum îi zice, o să fie foarte interesant. Cum îi zice, Bing. Again. Deci logica mea, de ce am ales să fac știrea asta, e pentru că logica mea e în felul următor, Bing. Ca să, și nu numai Bing, ca să vă explic cum m-am gândit. M-am gândit în felul următor. Ok, deci să zicem că trei din câteva filme foarte importante anime anul ăsta au ieșit și la noi în țară, right? Like două, pardon, că e vorba despre Bell și despre Jujutsu Kaisen Zero, la care, sincer să vă zic, eu nu mă așteptam că o să apară punct la noi în țară. Eu mă așteptam să-l văd ăla online, nu la cinema. Bă, faptul că a venit, aia înseamnă că e o foarte mare posibilitate ca și Dragon Ball Super, Super Hero și Inu-O și, bineînțeles, One Piece Red să vină. De ce astea trei și de ce zic astea trei? Ce, Inu-O deja a fost la un festival la noi în țară, deci ăla e foarte posibil să îl vedem cel puțin pe tratamentul, cum îi zice, a ceea ce este Jujutsu Kaisen Zero, o săptămână la cinema and that's it.
Dragon Ball putem să-l vedem pe tratamentul lui Bell, dar fiindcă este Dragon Ball, but și pe ăla de Jujutsu Kaisen Zero, it's gonna be fine either way, lumea merge, îl vede, that's it. Takagi-san 100% nu o să vină. De ce zic și de ce zic Dragon Ball și Inuo aici și după aia trec și la One Piece? Dragon Ball e Dragon Ball, like, toată lumea știe de Dragon Ball, taică-to știe de Dragon Ball, like, întreabă-l de Dragon Ball pe taică-to și el știe de aia, el știe de Goku, like, cineva tot știe de chestiile alea, so, e foarte probabil să aibă un reach mai mare și la normies, adică să vină și normies, I doubt că nu știe, like, a fost în pula mea și la televizor, pe TVR 1 și TVR 2, Dragon Ball și Dragon Ball Z, like, îl dădea la 12 pe TVR și la 4 îl dădea pe TVR 2 reluarea, like, na, nu cred că nu are cum să nu știe, like, trebuie să trăiască sub rocă sau la țară depărtat de televizor în timpul după mesei. Și așa, majoritatea oamenilor știu despre Dragon Ball, Goku și așa mai departe, deci ar avea un reach foarte, foarte mare, right? Eu vă zic de pe acum că eu o să mă duc. Inuo e pentru ideea de Masaki Yuasa, dacă a reușit să aduce în filmele lui, cum îi zice, că acum îmi scapă, Mamoru Hosoda, right? Că e vorba despre BMB sau că e vorba despre B la noi în țară, la cinema, e foarte probabil să putem să vedem și Inuo a lui Masaki Yuasa tot la cinema, că-i pe un weekend, că-i pe o săptămână, că-i pe mai multe săptămâni, e o posibilitate. Ideea e că la Inuo încă nu s-a anunțat sau nu știu dacă s-au anunțat datele când o să iasă în restul lumii, but, you know, aia e. Da, ăla iară ar fi o posibilitate să vină, ar fi plauzibil, lumea a mai auzit de el. So, you know, lumea știe de el, știe că face anime-uri bune, so are o anumită reputație. One Piece are exact aceeași chestie ca și Dragon Ball-ul, numai că față de Dragon Ball, unde să zicem că părinții tăi probabil nu au auzit de, cum îi zice, Dragon, de One Piece, 100% o auzit despre, you know, chestii anime. So, e o posibilitate foarte mare să vină, pentru că e și pe serverul de Discord unde, you know, eu, mie nu-mi place One Piece-ul, am o droaie de fan One Piece. So, e o, you know, chestie care față de Dragon Ball, One Piece încă merge de 30 de ani imediat, like, well, 25 și așa, 26, dar, you know, îi merge în continuare, nu a avut niciodată pauze de ani între episoade sau așa mai departe, sau zeci de ani, cum a avut Dragon Ball, right? So, One Piece e o chestie de aia care eu zic că dacă o să vină în cinema 100% o să reușească să facă numere apropiate de ceea ce a făcut Jujutsu Kaisen, care, you know, again, e o surpriză, e literalmente fucking o surpriză. Nu cred. Nu cred. Și dacă se face, eu nu cred că o să ducă tare multă lume la cinema la Boruto, pentru că e Boruto. Boruto e un shit show cu toată supărarea, I guess, dar e un shit show. Like, literalmente e un shit show. Like, come on. No, nu cred. But anyway, ideea este că One Piece e foarte probabil, dacă e să vină și Dragon Ball, e probabil să vină și One Piece și e probabil să vină la sfârșitul octombrie, începutul lui noiembrie. So, you know, fingers crossed. Dacă era Naruto și Shippuden 100%, like, fai, taie capul meu, 100% ar fi mers lumea. Are you kidding me? So, anyway, lasă-mi părerile tale în comentarii și acolo și așa mai departe. Știi tu ce să faci, ești deștept, de-aia da subscribe la Shonero, că dacă erai prost, cum făceai asta? So, hai să mergem mai departe la Da ori Ba, dragilor, și nu vă faceți griji, facem o ediție cu știri, jocuri, probabil luni, care, why not,
dacă nu o să fie tare multe știri de pe cum funcționează weekendul și și dacă o să fie, poate facem într-o zi, vedem, iar facem dublă, poate miercuri și facem un SRL cu jocuri numai și după aia facem premiile anime și, you know, ce ați votat voi anime-ul sezonului, right? So, hai să mergem la ce altceva decât Da Orba și să vă explic tare frumos cum funcționează acest Da Orba, dar asta după niște agua time. Yes, because of course. Nu mai avem stream duminică. Nu mai avem stream duminică pentru că îl facem azi. Dar eu nu o să aștept în pula mea până duminică să citesc manga-urile de aici, când pot să le citesc tot weekendul ăsta. Right? Like, n-are sens. So, îl facem azi și duminică eu stau și citesc manga. That's the point. So, dacă nu știi cum funcționează Da Orba, păi foarte repede, repejor, trecem mai repede, repejor, prin anumite anunțuri și trailere la care ne uităm împreună. Zicem dacă da ne plac, ba nu ne plac, ori nu ne pasă, tu poți să faci la fel aici în chat cu 1, 2 sau 3, iar dacă te uiți pe YouTube, bineînțeles, în comentarii, dacă ne asculți în variantă audio și nu numai, ne găsești pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram @shunenro și dacă vrei să discutăm mai mult despre ce am vorbit până acum, bineînțeles, ne găsești pe serverul de Discord, link la toate astea în descriere și nu uita să votezi animeul sezonului, că trebuie neapărat să zic asta. So, hai să trecem la anunțuri, pentru că ghici ce avem. Câteva anunțuri astăzi, ei, înainte să trecem la trailere, că why not? Și începem cu, bineînțeles, acest anunț, acest manga care se numește Murai in Love. E un romantic comedy manga care o să primească o adaptare anime. Mie mi se pare foarte, foarte interesant pentru că vine cu un vibe de Kaguya-sama Love is War, că vine cu un vibe de Uzaki-chan, Nagatoro și așa mai departe, numai despre un blond care ghișe, vrea să se căsătorească cu o tipă care îi se cam rupe pula, să zic așa, pentru că, you know, tipul în liceu, like, of course, right? Și tipa îi profesoara lui și e o fană a Otome Game, so, you know, tipul încearcă să se aranjeze, să-și facă freza ca caracterul principal și nu ca și caracterul căruia profesoarei îi place. So, na, pare să fie o comedie romantică dubioasă despre un tip îndrăgostit de o profesoară care, you know, sună interesant. Sună interesant, sună trash anime, sună ăsta, dar, you know, măcar nu îi invers situația unde ea, ca adult, fuge după el, că în momentul ăla, toată chestia asta ar fi fost problematică, to say the least, right, like, fi fost extraordinar de problematică toată faza dacă e, right? Dacă era o profesoară care se dea la un tip de 16-17 ani, right? Like, come on. But yeah, asta e primul anime despre care, manga care o să primească o adaptare anime anul viitor despre care vorbim. So, hai să vorbim despre încă 4, că mai avem 4 înainte să trecem la acele trailere și următorul se arată cam așa. Se numește The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Da, e colleague, nu friend, e un anime, because why not, în japonez, e un manga care primește un anime, în japoneză se numește Kori Zokusei Danshi Tokul na Doryo Joshi, după cum vedeți, avem furry people, pentru că avem tipa aia care e clar că are fangs și și urechile alea, avem o tipă foarte annoying cu părul alb care probabil e prietena din copilărie,
un tip foarte dens în cap, în sensul de nu înțelege, pentru că el doar o iubește pe protagonista noastră cu părul maro, roșcat, whatever. De protagonistă care e foarte posibil să fie un pic cam tsundere, că you know, she's cold, cool, whatever, like, pare să fie o droaie de arheotipuri de astea, dar aparent e un workplace fantasy romantic comedy, deci ghici ce, el e Frost, ea e mama natură, I guess, or something, I don't fucking know, dar e vorba despre, folclorul japonez, de la femeia zăpadă, la de fel de căcaturi de astea, right? Like, care au aparent și super puteri, right? So, they do have that stuff. Nu știu dacă it's legal, but în teorie it's zei, so, you know, ar putea să fie legal, I guess. Oh no. So, nu știm, ba, știm ce regizează măcar. Mankyu regizează la Studio Zero G, și studioul nou Liber scrie. El a mai regizat Sumi Kokugarashi, Good to be in the corner, tradus, și o să avem mai multe detalii august 3 de ziua lui Himuro. Nu știu ce pula mea e Himuro, but Himuro-kun e protagonistul. Ok, sure, whatever, weird, but sure, câteodată ăștia cu anime-urile lor. Again, poate să fie fun, poate să fie basic, momentan mi-e dă un vibe de basic, so eu zic un ori. Și apoi om vedea când primim în august mai multe detalii, dar, you know, dacă cumva ți se pare interesant, dă un subscribe și mai vorbim despre la în august, când primim mai multe detalii. So, hai să mergem, dragilor, mai departe, pentru că, ghici ce, cum ziceam, mai avem câteva anunțuri, dacă nu vă pasă, it's fine. Următorul arată cam așa, se numește Kino Kuni Mizuno Kuni, îi un shoujo manga care o să primească un film anime de data asta, nu-i vorba despre o serie anime, ceea ce e foarte foarte interesant, pentru că ghici cine-i studioul care animează acest film, corect, unul dintre favoritele mele, Madhouse, da, e foarte interesant. Regizor este Kotono Watanabe, care a mai lucrat la BTOOM. El regizează și acest film. Și Aris este Fumitsubota, care a lucrat la Hukuto și Hukuto Precure și Waka sau Wacha Primagi. So, you know, o să fie interesant, zic eu. Acum regizor, scenaristul nu-l cunosc, pentru că nu am văzut niciunul dintre anime-urile alea de BTOOM, am auzit lucruri mixt, gen unii le-au plăcut, alții nu. Mie îmi place visual-ul, pare să fie mult mai adorabil, mult mai neconvențional când e vorba de protagoniste anime, având în vedere că tipa pare să fie așa un pic chubby și adorabilă la față. So who knows, e vorba despre ce altceva decât un Romeo și Julieta style type stuff, pentru că e vorba despre două țări care sunt rivale și au relații foarte nasoale, și vorba despre Sara și Naran Biar, care, you know, e prințesa și un tânăr care sunt din țările alea și se mit din greșeală și trebuie să mențină pacea și încetul cu încetul se îndrăgostesc unul de celălalt. Adorabil, să sperăm că ăștia nu se omoară după o săptămână ca adolescenții care sunt la fel ca Romeo și Julieta. Păi hei, poate să fie ceva interesant, o reinterpretare a celei povești clasice. Why not? I'm down for it. Plus e Madhouse. Madhouse doesn't really do wrong for me lately. Tot de la mine are un da. După care mergem să vorbim despre giganți și ce altceva decât giganți albaștri. Da, Blue Giant primește acest
fucking fenomenal și fantastic visual, like, oh my god, eu mi-aș pune posterul ăla aici în casă, like, arată splendid, I love it, tare, tare mult. După care, ce să zic despre staff, pentru că regizor la studio, Nat, este Yuzuru Tachikawa, care a lucrat la ce altceva decât Death Parade, Decadence și toate cele 3 sezoane de Mob Psycho 100, so I am hyped as fuck, sincer să vă zic, numai din cauza la regizor. Bine, pe lângă faptul că e bazat pe un manga care e absolut fantastic din câte am înțeles, pentru că, you know, e still ongoing și nu mă apuc să-l citesc, pentru că, știi cum zic eu, cu dacă mă apuc să-l citesc, am belipula pentru că nu mă mai opresc. Și după aia uit de el și sunt frustrat că am uitat de el, am uitat să verific când iasă capitolul nou și chestii de alea și just, it's a whole thing. But Blue Giant are acel visual nou, de-abia aștept să vină anul viitor, de la mine are un mare, mare da și let's fucking go! Asta nu cred că o să-l vedem noi la cinema în România, dar de-abia aștept să vină primăvara următoare să-l prindem online, să-l vedem. So, dacă nu votați aia, trecem la trailere pentru că avem 2, 4, 6, 7, 8, 9, acolo trailere. So, let's go! Și începem cu acest anime. Da, acest anime se numește Smile of the Arsonotoria, just are un nume foarte dubios. Avem un video pentru el, pentru că e un anime care o să iasă sezonul ăsta de vară, dacă nu mă înșel, că, da, sezonul ăsta de vară. Ceea ce, you know, interesant, am mai vorbit despre el, e unul dintre animeurile care le am în listă, pentru că, you know, e regizat de Naoyuki Tatsuya, care a lucrat la Monogatari sezonul 2 și la Monogatari Series Second Season, da, și Nisekoi, e Leiden Films, e regizoarea și supervizatoarea Midori Goto, care a lucrat la, cum zice, Honzuki's Cool-Headedness și The World Ends With You, care, you know, unui bun, unui mid, but, you know, so, hai să vedem trailerul ăsta, o să fie bun sau nu, eu mă aștept, eu, sincer să vă zic, mă aștept să fie bun, că de ce aș vrea să văd ceva rău, și îs curios cum o să fie animeul ăla, obviously, când o să iasă, right, like, Nu pot să zic că nu mă aștept, cum îi zice, la el, right? Da. Dacă l-am listă, mă aștept clar la el. So, let's watch. God, animația arată fantastic, man, what the fuck? Deci nici n-am început bie trailerul și ea efectiv arată fucking fantastic animația. Ce arată atât de clean, man, clean, damn. Warea pentagram, hana no hokori to tomo ni manabi hagemimasu. Wasurenaide, natsusanaide. Yeah, like again. Nu știu ce-i cu stilul celor de la Leiden Films în ultima vreme și cu ce fac. Bă, arată bine, mă, arată bine tot ceea ce fac și e frustrant că arată bine, în sensul de vrei să-l vezi, like. E foarte posibil ca povestea să nu fie excepțională sau să nu fie ceva extraordinar de original, nici caracterele, dar să fie ceva care, da, care arată bine, unul la mână și doi la mână, care să fie entertaining. So, you know, ăla-i sentimentul meu momentan. O cheamă Meru.
Ioi. Ioi. Ioi că fac diabet până ecran. Ioi. Mi-au poftă de prăjiturile alea. Tu vezi ce bine arată prăjiturile. Hai să ne mai uităm un pic. Stai așa, hai să ne uităm iar la... Just uită-te la biscuiția. Va fi biscuits. Ioi. Ioi. Ui la roșiile alea ce bine arată. Nu știu ce-s chestiile astea în formă de mâță. Văd, na? Ah, prăjitura aia. Ia-i prăjitura aia, arată așa bine. Ioi. Ioi, pariu că alea-s așa foa și... Oh. Again. Yes. Cute girls do cute things. God damn it, mâncarea aia arată fucking fenomenal. Oh, ioi, ce bine. Ioi, ce bine arată mâncarea aia. So... Hai să dăm drumul la Paul și eu zic de pe acum de la mine are un yes, un da absolut, un da 100%, pentru că, again, cum ziceam la mijlocul trailerului, e foarte, foarte posibil povestea să fie fix pula, e foarte posibil ca toate caracterele să fie fix pula ca și dezvoltare, ca și chestie interesantă, right? Dar totodată e foarte posibil să fie ceva foarte interesant. Animația pare foarte bună, mie îmi place și îs curios de ce o să fie. But again, e încă un show care arată foarte bine anul ăsta și care, deși nu știm tare multe despre el, you know, poate să surprindă sau poate să nu. O vedea. But cu asta fiind zis, hai să mergem mai departe, dragilor, cu mare da de la mine, să vorbim despre un alt anime din sezonul ăsta și îi Lucifer și biscuitele, vezi cum le-a legat, mă, sunt geniu în pula mea, și biscuitele Hammer Biscuit, pentru că așa se numește, avem un nou trailer. Animeul ăsta e just o enigmă totală din punctul meu de vedere. Sau o să fie foarte interesant de văzut care-i faza cu el, sincer să vă zic. But no, hai să vedem. Hai să vedem dacă e bun sau nu. Că, you know, poate nu-i. Și dacă se merită. Oh, great. Începe cu o broască care vorbește cu un actor foarte bun. Ioi, arată atât de low budget, no, like, Trebuie să vedem dacă pot să-i dau la subtitrare la autotranslate. Vine să vedem dacă... are traducere de română. Să vedem dacă are un fucking sens autotraducere. Hey, all right. Bun. Suka, chikyu ga dou toka scale dekasegi nan da yo. Ma ikinari chikyu ga nante yoretemo pinto kohen wa na. Teki no. What? Nigero. Atashi ga ohime-sama de, sono hito wa kishi. What the fuck was that? Taisha. Hai să ne mai uităm la pumnul ăsta. Unul la mână, monstrul ăla arată extraordinar de dubios, right? Like... ce cu monștrii ăștia, mă, și cu... Dar unde e animația aici, like... Mai du-te un JPEG care flutură până... Uf! Oh, nu. Ce cu meca, mă? Meca-urile sunt bune, majoritatea dintre ele. Text cu biscuiți. Nazenara! この星を砕くは私の拳やからじゃ。ね。
Ăsta e un shit show. Altfel nu pot să-l descriu decât un fucking shit show. Like... What? Deci eu nu înțeleg cum ăsta nu e literalmente un fucking anime din 2005 care a fost ținut în pula mea în un, cum îi zice, într-un safe undeva de la, stai așa să văd cine pula mea scoate anime-ul ăsta, de la Naz, I guess, și Jumondo, pentru că just arată de parcă e făcut în fucking 2005, like. Na. Kiteika. Nande Kansai ben nanda. Kini narun soko? Ce partea de mine jos? Dar nu ai auzit, mă. M-am întrebat, dar de ce-ți pasă? Anyway, îi... Again, aia e chestia, like, e un studio în teorie care e foarte bun, dacă vrea, dar ăsta nu pot să zic că arată foarte bine, like, că literalmente în pula mea arată ca un anime de acus 15 ani, like, fuck me, nu arată bine deloc, știi, like... Zici că e un shit show, no, sincer să vă zic, arată ca un shit show pentru mine, nu arată ca nimic care să aibă sens tare mult ca poveste și ca animație care să lege, like, it just, nu a reușit trailerul ăsta să facă ceea ce trebuia să facă din punctul meu de vedere. Și să vede, să vede în animație, să vede în felul în care au ales ce să zică, cum să zică, bă, nu-mi place, n-am cum să mă uit la trailerul ăsta să zic, bă, îmi place. Un anime extraordinar de dubios, care, dacă nu, efectiv, dacă nu o să-l vezi, nu o să știi despre ce pula că lui e vorba. So... Na, vezi, I'm right, I was fucking right. Dacă manga-ul e gata, terminat din 2010, ăsta literalmente a fost un anime făcut în 2007 și ținut într-un safe undeva, că literalmente arată ca un anime de 2007 în pula mea, like, suntem în 2022, am văzut la un slice of life fantasy, cum e ăla de mâineinte, de la Leiden Films, care arăta fucking amazing, right? Și avem aici chestia asta, care e foarte dubioasă, și de nu știu unde, și just arată de parcă nu-i din secolul ăsta, nu-i din deceniul ăsta, e... De la mine are un ba, like, n-am cum să-i dau un da, că nu m-a impresionat fucking nimic la el, din păcate. So, na, I get it, și dacă nu votați, I get it, dar just de la mine literalmente are un ba și I could not give a shit. So, mai avem 2, 4, 6, 7 trailere, let's go, pentru că următorul e foarte, foarte curios de el. De ce zic că e foarte, foarte curios? Nu ăsta. Cel de peste 2. De așa ăsta sunt foarte curios de el, pentru că arată low budget și poate să sperăm că nu e așa un shit show ca ăla cu Lucifer și biscuitele lui. Acest anime, după cum vedeți, pare să fie dubios. Se numește Shinobi no Itoki. E un anime despre care am mai vorbit. Se numește Itoki the Ninja. E foarte complicat. Avem un nou trailer, avem cast, și cum ziceam, arată extraordinar de low budget. O dat bani pe cei mai buni actori în pula mea din industria anime ca voce, but god damn it, să vede că o dat banii pe actorii aia în loc să animeze mai bine. Regizor e omul Ishu Watanabe, care ar trebui să am încredere în el, pentru că ne-a dat Recreator, but at the same time ne-a dat Idolish 7 și Adol Nach Zero,
which I don't really give a shit. Sharish, compozitor de serie, iar ar trebui să am încredere pentru că au lucrat la Keep Your Hands Off Aizuken, Minato Takano. Iar designer de caractere este Isamu Suzuki, care a lucrat la Bloom Into You. Deci, pe de o parte, ar trebui să am încredere în anime-ul ăsta. Pe de altă parte, arată ca orice alt fucking sezonal de tot căcatul din ultima vreme. And I cannot do that. So, hai să vedem, pe bune, cu ochii noștri, trailerul, să vedem că bă, poate greșit și trebuie să am încredere. Sau poate am dreptate și n-am de ce. E un trailer de 1 minut și jumătate, so let's go. Genjo, gakkou wa kiken ka to handan shi, kochira ni itte itadakimasu. Kokuten ninjutsu gakuen wa nippon de yuitsu no kokuritsu ninja gakkou desu. Ninja yousou mo. Deci e o școală pentru ninja. E prins? Bun, super. Și pe o insulă, pe un număr de insule, pe un... Why not? Tak nai kedo. Honkou de wa mirai no ninja kouhousei tachi ga kibi benkaku to shi. Oh, yes. Da, îi harem, aparent, îi harem. Oh, no. Shugyou ni isoshinde imasu. Ninja saigo! Rippa na yuga no toshi to naru beku, kensan o tsunde kudasai. Hai. Gokigen yo. Watashi, ninja o aishite orimashite. Watashi, kirei. Chigau, chigau. Namae ga kirei. Maa, jissai kirei da kedo ne. Sakuraba senpai no koto zutto mitemashita. Chiar e un harem. Chiar e un harem anime. Oh no. De ce? Deci pe lângă că e low budget, e și un shicho. Ioi, e și un trash anime. There's an imposter among us. Oh, she said the thing. She said the thing. Yes. She said the thing. There's an imposter among us. Let's go. 2日後筆記テストを行う。忍具試験ってのはね、忍具を使って答案をパクってくる試験なんだよ。忍びという字は刃に心と書く。工具の狙いは伊賀に伝わる。Okay, you know what? Correct. Correct Bing. Ai dreptate. Cu twist-ul ăsta, știu și eu că o să mă uit la el. 秘伝人格かと甲賀は伊賀を許さない。完膚なきまでに潰す。従わなければ殺す。伊賀を守るためには戦うしかありません。ごめん、俺は俺のやりたいようにやるよ。 De ce pula mea o trebuie să faci bait and switch-ul ăla, mă? De ce trebuie să facă toate anime-urile astea în ultima vreme bait and switch-ul ăsta de arată ca un trash hentai sau harem anime, right? Dar de fapt e despre chestii politice, revanșă și pule mături. Like, pula mea, dă-i, dăm direct cu aia, mă, dăm direct cu aia și o să ai un da de la mine, dar nu te juca așa cu inima mea, mă. Like, literalmente, ați văzut ce reacție am avut la asta, nu? Adică nu a fost o reacție de iai ce bun fu, a fost o reacție de vai e pula mea că e rău, right? So, și de la mine are un da, mă, are un da pentru că orice anime care reușește sau trailer care reușește să facă un bait and switch așa cu mine, știi ce? O merit, pula mea, o merit pentru că n-a avut răbdare, am zis că tot arată low budget, deci aia nu schimbă cu absolut fucking nimic parte de low budget, că de low budget arată low budget, mai ales pentru un sezonal din 2022. But, you know, just saying. Poate să fie un pic mai bun, poate să fie un pic mai bun.
Anyway, cu asta fiind zis, hai să vedem mai departe următoarele două animeuri, pentru că următorul e un alt anime care iese sezonul ăsta, Shine Post, are un, opa, nu știu ce am dat drum la pol, n-ar trebui, are un nou trailer, hai să vedem trailerul ăla, hai să ne dăm cu o părere, să vedem dacă este bun sau nu, și, you know, să mergem după aia, probabil, poate mai departe, dacă vrem, right? Opa, ce? Opa, s-a pornit fucking trailerul, fără să-i dau eu voie, s-a pornit trailerul. But yeah, hai să ne uităm la Shine Post, să vedem dacă e bun trailerul, dacă nu e bun trailerul ăsta al doilea, și de ce pula mea a ieșit cu un al doilea trailer atât de târziu, right? Tot îmi vie să mă uit acolo, că de obicei acolo e camera, acum am e drept în față și e buier. Anyway. Again, really weird premisa, like aceste trei tipe devin idols și spuse să lucreze, să facă chestii împreună. Like, mie, când e vorba de grupurile astea de J-pop, K-pop și așa mai departe, lucrurile astea mi se par extraordinar de fucking dubios, right? Like, să creezi artificial, să zic așa, grupări, cum e în X, mie de aia nu mi-a plăcut niciodată, de exemplu, show X Factor, like, se simte foarte forțată toată treaba și ăsta, să pui grupuri, să faci grupuri, grupurile alea să iasă cu CD-uri și albume și whatever. E foarte artificial și știi că nu o să dureze, like, se simte că e chestie de business. So, iară, e dubios să vezi chestia asta și într-un anime de genul, right? Like, damn. But, cu asta fiind zis, asta poate să fie un anime la fel ca Herointaro Mono, la fel ca în câteva animeuri bune cu idols, care să iasă ceva interesant din el. Că cel puțin așa vrea să pară, că face ceva interesant cu el. Again, indiferent de părerea mea că nu-mi place chestiile astea de cum să creează artificial unele grupuri și așa mai departe, și că animeurile astea, deși de multe ori să arate că, bă, hai să fim prieteni și așa mai departe, like, pula mea, n-ai de unde să știi cum e persoana aia și întotdeauna o să, mai ales dacă ești tânăr, o să crești, să ajungi la alte diferențe de opinii și așa mai departe, so, mi-e foarte greu să mă uit la animeurile astea, zic, da, mă, știi, like, Kakegi Shoujo, pe de-o parte, au făcut chestia asta foarte faină în sensul de, ai avut diferențe, right, între personalități și între ce gândesc, chiar și între surori gemene ai avut chestia asta în Kakegi Shoujo, dar aminte aici într-un setting mult mai artificial, mi se pare foarte, foarte straniu, but, you know, just saying, o să facă ceva interesant, dar nu înseamnă că mesajul și ideea nu e la fel de toxică ca practica asta, right, like, just saying. Nu știu ce căuta tipul ăla acolo la final. Băi, ăsta este trailerul, după cum vedeți, right? Și acum hai să trecem la orba să votați și să vedem ce părere aveți, pentru că eu vreau neapărat să văd următorul trailer, că de ala sunt cel mai curios, cred că, din toată seria asta, legat de niște maids. O să vedeți, e foarte, foarte interesant. But, din punctul meu de vedere, Shine Post nu face nimic extraordinar, nu face nimic outstanding. Singura chestie bună care, să zic așa, că îmi place, e efectiv faptul că
atunci când dansează tipele nu CGI și se vede chestia asta, care e obviously un lucru bun. Dar în rest nu pot să zic că yay, Shine Post e fenomenal și fantastic, dar fiind tot ceea ce v-am zis până acum. Păi, hey, am zis să vă explic, right? Ce și cum. Bun. După care, cum ziceam, hai să mergem mai departe să vorbim despre Made. Și sunt foarte, foarte curios de anime-ul ăsta pentru că are un nume absolut fucking ridicol și e de la Cygames și PA Works. Se numește Akiba Made War. E un original anime care e fucking wild după titlu, unul la mână. Doi la mână, e regizat de Shoichi Masumi, care ghișomei regizat, corect, Sakura Quest, Chiaka the Coffin Princess și Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, care știi că mie îmi place, right? Bun, Shinarist este și Overseer este Yoshihiro Hiki. La acest anime, character designer este Nan Bunii, care a lucrat la Kakegurui Twin și Hina Logic și The Day I Became a God, iar compozitor de muzică este Yoshihiro Ike, care a lucrat la Ergo Proxy și Doro 2019, so that might be good. Avem trailerul ăsta la care hai să ne uităm, că eu sincer efectiv mor de curiozitate pentru că pare să fie foarte, foarte mișto și interesant. E 46 de secunde, deci aproape un minut, but honestly, de-abia aștept să-l văd. Honestly, like, hai să ne uităm la el pentru că sunt foarte curios de ce pula mea anime-ul ăsta. Arată fenomenal, like, deja arată fenomenal. Deci efect m-a omorât entuziasmul la tipa asta pe față. Uite-te cât de entuziasmată îi de faptul că ea face kyun kyun kyun. Like, just uite-te cât de entuziasmată e tipa asta. Like, perfecțiune, mă, perfecțiune e femeia asta 2D. Uite-te, fii atent. Again. Cum să chinui aia cu ketchup-ul. De la mine arunda. Și nu-i din cauza la faptul că e vorba despre mates, dacă te gândești. Totul horny jail, ok? Nu, e din cauza că la finalul trailerului o tipă pica de la etajul 10 în Akihabara. În trailerul ăsta. So, avem iară un alt anime cu un twist. So, obviously, de la mine are un da. Sunt curios cât de reală e chestia aia cu aia care pică. Și, honestly, faptul că avem un original TV anime care nu-i bazat pe nimica e always fucking exciting și interesant. So, you know, de la mine are un da. Eu zic că ăsta o să fie un anime extraordinar de interesant când o să iasă. Bineînțeles, eu mă aștept să iasă undeva la toamnă, având în vedere că am primit un trailer destul de extensiv, but hey, nu, dude, pare să pice în brațele asfaltului, dacă știi cum zic. Sau, yeah. Of course, pe mal nu apare că nu apare, n-are cum să apară, pentru că acolo, cum îi zice, voluntari. Încearcă Anilist.
După care, hai să mergem să vorbim despre un anime bazat pe un manga și am ajuns la ultimele 4, pentru că este vorba despre Skipu to Lofa sau Skip and Loafer, care are un nou trailer pentru acest anime care o să iasă la toamnă cu un stil foarte aparte de animație, pentru că stilul mangaului este unul foarte aparte. Avem un teaser practic de 30 de secunde. E regizat de Kotomi Deai, care a mai lucrat la Natsume's Book of Friends, so you know, cei care au văzut animeul probabil sunt foarte excited de știrea asta. Studioul este bineînțeles PA Works, despre care am văzut chiar mai înainte. Designer de caractere și regizor de animație este Manami Umeshita, care a lucrat la High School Division Class C3, iar compozitor de muzică e Takatsugu Wakabayashi, care a lucrat la Dragon Art Academy. So, there you go. Shariz, for some reason, nu ne zice cine e, but aia e. Noi, hai să ne uităm la trailerul ăsta, pentru că eu sunt foarte, foarte curios de ce o să fie, cum o să fie, cum o să arate și, you know, dacă o să fiu foarte excited să mă uit la el sau nu, dar e, you know, posibilitatea e că mai mult da decât nu. Și aici ce vedeați era telefonul cu chat-ul. Ca să nu ziceți că vă mint, măi, chat-ul aici, like, întotdeauna sunteți în colțul ăla. Bun, hai să dăm drumul la trailer. De astăzi, tipa asta e liceancă la în Tokyo. Like the, aia o zicea tipa. Nanda, maigo? Ore mo chikoku. Issho ni iko yo. Ce ăsta e venit din afara orașului? So, de-aia sunt pretinit cu asta. Kyou wa kitto kanpeki na ichinichi ni naru. Isoide run de sho? Hashiru? Terebi anime Skip to Loafer. Seisaku shinkou chuu. Îmi place. Știi ce îmi place? Unul la mână îmi place pe într-o simplă idee de unde alte tipe aleargă cu, cum îi zice, cu toastul în gură. Tipa asta aleargă desculță cu pantofii și șosetele mână. So there you go. Ea-i altfel de tipă și îmi place. Aia înseamnă că avem altfel de vibe aici la anime-ul ăsta. Which is very, very nice, right? Că it is. So, hai să dăm drumul la acel poll, să votați și voi, dar de la mine are un da, pare să fie un anime care să fie refreshing, bazat pe un manga care pare să fie totuși foarte, foarte refreshing și interesant. So, I like it, n-am ce să zic mai mult decât că îmi place tare, tare mult. So, you know, mă bucur să văd că sunteți de acord cu mine, mă bucur să văd că și vouă v-a plăcut acest trailer, right? Like, a fost adorabil, a fost fain, nu prea ai avut de ce să te plângi, în afară de numai 30 de secunde, aș vrea să văd mai mult. So, tocmai de asta, hai să vedem mai mult cu ultimele 3 trailere. Unul e pentru film, două pentru anime-uri care urmează să iasă. Bineînțeles, le-am mai văzut, am mai vorbit despre ele, Tsurune. Este filmul pe care eu sincer de-abia aștept să-l văd. Ăsta este probabil ultimul trailer înainte să iasă. Nu, probabil să mai fie unul că iese august 19, deci o să-l mai vedem. But, you know, Tsurune. E de la Kyoani, dacă nu l-ai văzut, e excepțional de frumos. So, trebuie, n-am inclus ăla că nu e de importanță. Noi, hai să ne uităm la acest trailer pentru Tsurune, care probabil e foarte, foarte bun, right? Și să-i dăm drumul. Oremo. Anna fuu ni naritai. Kyudoubu ni modotte, yumi o hiite, ano Tsurune kara tsunagatteru youna kiga suru. Ore wa yumi o hiku imi o miushinatta. Apropo, dacă nu știai ce e Tsurune, e când au arcurile alea și dau drumul, face acel sunet de e super, super fan. Sonna ore no mai ni omae ga arawareta. Damn, man, Kyoani just doesn't fucking miss când vine vorba de animație, do they? Holy shit. Nu, boku ga inakutemo daishoubu da. Yumi wa hitori de hiku.
Fai, stai, just, nu, nu, ai prea înapoi. Asta vreau să văd aici, just, ui cum zboară asta, asta, just, ce frumos. Ce-a fost aia, o milisecundă de animație și-o arătat splendid. Yeah, just arată fucking fenomenal, my man, like, ce naiba, like, Keoni, da, e studio ăla care ne-o dat Kobashi's Dragmate, I know, but just arată fucking fine, man. Greu, mă, când îi lucrezi la Keoni, e greu să nu fii talentat, mă. Nu te plătești, e stul, dar e greu să nu fii talentat. Ah, so good, so good. Oh my god, so good. But yeah, îmi place, like, literalmente nu am ce să zic legat de trailerul ăsta. Arată fenomenal, pentru că e Keoni. Povestea care se continuă din anime, deci dacă n-ai văzut anime-ul, ce faci, trebuie, e super, super bun și ți-l recomand. But yeah, n-am ce să zic mai mult decât trebuie să vezi Surune și de-abia aștept să văd filmul ăsta, că pare să fie foarte, foarte, foarte bun. So, cu asta fiind zis, de la mine are nu un da, ci un... foarte mare, da, pentru că, you know, Tsurune anime-ul s-a terminat așa cam într-o cumpănă și nu știam dacă o să primim vreodată o parte a doua, un al doilea sezon sau așa mai departe, sau atunci când s-a anunțat filmul am fost foarte, foarte fericit. So, yay, de la mine are un da, de la tine nu știu ce are, pentru că nu văd să votez sau... rușine, but glumesc. Anyway, mai avem două trailere la care trebuie să ne uităm împreună și după aia am terminat și vorbim despre manga, right? O să vorbim împreună despre manga. Bun, ți-l recomand, e Keoni, like Keoni greu dă greș în, de multă vreme nu mai da greș din punctul meu Keoni, so cu încredere te poți uita la tot ce-o făcut ei. Hai să mergem să vorbim despre Science Saru, care ne-a mai dat un nou trailer pentru anime-ul ăsta cu, you know, inim și dragoste și social media and stuff. E un trailer de 1 minut jumate, again, e al doilea trailer la rând mare care ne-l dă. Again, super, super dubios faptul că primim trailerile astea până numai acum, but I guess better late than ever, sincer, so let's just give it a watch, give it a whirl, să vedem dacă este bun sau nu, right? Pentru că efectiv poate să fie, but e Science Saru, greu îi dau și ăștia greș. Ok, just, come on, e foarte funky în pula mea trailerul ăsta deja, like, e absolut extraordinar de funky și dacă așa o să fie opening-ul și ending-ul, să fie super. Da, asta pare să fie opening-ul de fapt. Yeah, ăsta cred că e opening-ul. Nu? O pus tot opening-ul? Nu, n-a pus un trailer, a pus un opening! Ioi, a pus un opening! Reveals ending theme song, previews opening theme song. Deci sunt ambele. Ok, interesant. Da, again, absolut un fucking banger, să nu înțelegeți greșit, ce ascultăm noi aici e fucking banger. Like that, that's for sure. Yeah, e absolut fantastic opening-ul ăsta,
because of course it is. I'm on in love. Sau nu, e ăla cu nu știu cât e, triliarde de love, că just efectiv unul cu multe zerouri, mult prea multe zerouri cât să știu ce pula mea de număr e, dar la final are love. Character design-ul pare absolut fucking fantastic, so that's awesome. Numele nu sunt fantastice în sensul de tip asta, Rose, ghici cum o cheamă, corect, Berry, era aia sau Rose. Și celălalt caracter care obviously e un wizard în hackuire, ghici cum se numește, corect, Hack. So, din punctul ăsta de vedere, nu e cel mai original, cea mai original chestie, bă, hei. Vezi, ăsta e Hack. Caracter care, bineînțeles, îți aduce aminte de Cowboy Bebop, de Vedea, asta just efectiv pare să fie opening-ul și atât, like, nu pare să fie și ending-ul, like. Bă, ce mint ăștia, mă, în mainstream media, mă, în lamestream media, mă, ce mincinoși, mă. Unde-i ending-ul, mă? Unde-i ending-ul? Unde-i preview-ul la ending, mă? Ce pula mea, stăm și ne uităm la opening la un anime acum, mă? Huo, mainstream media, huo! But yeah, pare, again, n-am ascultat piesa din înainte, just, you know, that finalul ăla era singurul cu sens. But yeah, e un opening fun, e un opening foarte fucking funky, so I fucking love it. E, are un vibe anume, animația arată bine, so, you know, de la mine are un da. De-abia aștept să-l văd, de-abia aștept să văd cum dezvoltă toate subiectele astea, pentru că noi le-am mai văzut astea, Summer Wars, în Bell, în tot felul de alte animeuri care au mai discutat despre lucrurile astea și o să fie foarte interesant să le vedem și aici, pentru că, obviously, trebuie să vină cu un nou take sau trebuie să intre mai în detalii față de cele care au venit de dinainte și au discutat despre aceleași lucruri. So, who knows, dar vom vedea. Eu zic că ăsta e posibil să fie o surpriză a sezonului sau să fie ceva foarte dezamăgire din cauza că subiectul e prea greu de abordat într-un mod foarte simplu. So, e o chestie de balanță de jucat aici. Mie îmi place două opening-ul ăsta tare, tare mult. So, de la mine are un da. So, let's go la ultima știre, dacă nu mai aveți opinii de votat. Și să vorbim despre ce este în thumbnail-ul de astăzi, pentru că este, bineînțeles, vorba despre Uzaki-chan sezonul 2. Yes, Uzaki-chan sezonul 2. Era să zic o chestie, dar nu știu cum, cât e dubios sună, but anyway, pitica mea favorită revine, pentru că nu uitați, i-am dat nota 10 la primul sezon de Uzaki-chan, pentru că mi s-a părut cel mai refreshing, cea mai normală relație între două caractere anime pe care am văzut-o ever, până ce se iasă Uzaki-chan într-un anime. So, de la mine are, cum îi zice, un da, probabil de acum. Din câte am înțeles, s-a schimbat regizorul, ceea ce e interesant, you know, Shinji Fukumoto, ci că e acum regizor asistent, el a regizat câteva episoade în primul sezon. Avem noi regizor de animație, șef de animație și regizor de whatever, you get it. So, you know, s-au schimbat niște staff acolo. But, who knows? Hai să ne uităm la acest trailer nou pentru Uzaki-chan, pentru că eu de-abia aștept să văd trailerul ăsta nou, pentru că
come on, de-abia aștept să văd trailerul ăsta. I loved Uzaki-chan, so obviously, trebuie să văd. De-abia aștept să văd. So, let's go cu nou trailer de la Uzaki-chan. Ce dor mi-a fost de fața ei. Literalmente nu pot să zic altceva decât ce dor mi-a fost de fața ei. Like, I miss this so much. Oh, I miss this so much. あのサクとこのウザキ一生ゴール前でウロウロしてる姿しか想像できない。Again, mi-a fost dor de relația lor, care e mult mai naturală, e mult mai, you know, ca și cum ar trebui să fie o relație. Bine, are tropuri de anime și așa mai departe, but then again, it works very nicely, so I can. 娘さんがやばい顔になってます。生殺しも過ぎると新手の拷問みたいになってくるんだね。まあとにかく慌てたら奴の思うツボなんだよ。なーに、俺が気にしなきゃいいだけの。ふざけこら！やらむつあした、やらむつ。Again, vezi, au, de-aia zic că au o relație foarte normală, că fac dubioșenii de genul, ea să urcă pe capul lui să mănânce, pentru că așa îi vine, like, sunt le chestii fucking dubioase care le facem în relații, care nu le vezi de obicei în anime-ul, și aici nu mă refer la chestiile ale extreme de sar cu picioarele în om să-i puți una în cap sau tâmpenii de genul, că e clar că nu faci prostii de astea, right, da? Sunt le chestii dubioase care le faci, care, you know, aduc un pic de realitate în animeurile astea, care de multe ori sunt foarte fucking toxice în a-ți arăta cum sunt relațiile și sunt foarte nonsensice și așa mai departe. So I like, îmi place să văd partea asta de dubios, right, dintr-un anime și dintr-o relație care nu prea o vezi, right? Like, chestia aia că ce-i dubios, e dubios că ea are vise sau că ea vrea să se țină de mână cu dracu știe ce și așa mai departe. Like, what? Like, care parte e dubioasă? Right? Like, ce pula mea de sens are aia? Right? Sau că ei place să mânce ăsta? Like, sunt le chestii mult mai dubioase care le facem dacă le gândești. Îți dai seama că, bă, nu-i tocmai normal, că nu toată lumea face lucrurile alea. S-o interesant să vezi că ai chestiile astea foarte mici care personalizează, o personalizează și pe Uzaki și pe Senpai într-un mod foarte, foarte fain. Eu zâmbit mustața la om. Ah, nu cred. Eu, deci îi zâmbește la asta mustața. Oh. Îi zâmbește mustața. Oh, deci pare că sezonul ăsta al doilea ce vine să ridice ștacheta un pic și, bineînțeles, să, you know, ne dea niște chestii mai interesante. Ce bră? Ce bră? Ce bră? Ce am zis eu de ei bră? Sau de unde ai scos, de ce ai scos emoji-ul ăla? Uzaki-chan wa asobitai double. 2022 nen aki, hōsou kaishi ssu. Well, again, de la mine personal, acest trailer are un foarte mare fucking da, din cauza la tot ce am menționat până acum, right? Are o draie de chestii foarte faine, o draie de chestii de astea naturale care
din păcate nu prea le vezi în multe animeuri, care e păcat pentru că relațiile adevărate și hai să fim serioși, dacă ești adolescent sau ești în dezvoltare, să zic așa, și iei niște lecții de căcatul de multe ori la unele animeuri din cauza la cum se comportă personajele alea. So, să vezi personaje care se comportă un pic mai aproape de realitate. Aici mă refer specific la Ozaki-chan și la Senpai, pentru că, obviously, fie că e vorba de caracterele din jurul lor, sunt un pic exagerate ca să le dea sparkul ăla și, obviously, ca să te țină în familiarul care-i anime. Dar relațiile dintre cei doi, rar vezi chestii genul. Eu am văzut pe cineva așa, am cunoscut pe cineva, era ceva în genul ca și build, like, un metru și un șnițel și avea un suflet, e numai. But, e foarte, foarte interesant, mie îmi place tare mult, nu felul în care arată Ozaki-chan, pentru că nu-i designul Ozaki-chan, că e o pitică cu țâțe mari, că I'm not a tit man, like, you know? Tits come with great responsibility and boob sweat și dureri de spate, like, you know, nu-i pe placul meu. So, mie mi-a plăcut întotdeauna personalitatea și a lui, pentru că e foarte similară cu personalitatea mea, numai că eu nu sunt atât de shy și whatever anymore, mult mai direct. Și personalitatea ei și relația și dinamica lor, care, cum ziceam, e mult mai naturală, right? So, na. Mie îmi place tare mult. But yeah, și de la mine arunc, da. So, astea au fost altele news. N-am ce să vă zic decât vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine iar aproape 2 ore. Mă așteptam să fie mai puțin de o oră jumate, but... Chiar sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Și nu uitați, dacă vă uitați live, urmează să ne vedem să vă arătăm boxeturile și mangaurile care le am, like... Sunt niște chestii foarte faine ce am pe aici. Să vă zic ce mai vreau să-mi iau pe viitor. Pe anul ăsta foarte probabil. Pe anul ăsta probabil mai vreau 4. O să vedeți. E foarte, foarte interesant. Yeah, vă mulțumesc tare, tare mult că mi-ați fost alături. Trebuie să dau un pic camera mai jos ca să vedeți mai bine setup-ul ăsta. Aici o să le pun toate. Și, you know, o să fie interesant, zic eu. Right? So, dragilor, pune laptopul jos. Așa. Yeah, vedeți? Așa arăt. Am picioare și eu, like. Right? Și, o să vă arăt ce am eu manga. So, dacă vrei să vezi asta, rămâi pe twitch.tv/unlo. În rest, n-am ce să vă zic, dragilor, decât că ne vedem data viitoare luni. Tot la Shunro Live, numai că facem cu jocuri, dacă nu avem știri normale. După aia miercuri la ce ai votat tu pentru animeul sezonului. So, nu o să fac aia. O să rămân tot așa, pentru că nu e opt imediat și, you know, like, nu vreau să stăm 2 ore și la podcastul ăla. So, ne vedem data viitoare. Grijă de voi, dragilor. Seara faină, pa, pa și pa, iar dacă te uiți pe YouTube, dă clip pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt este cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație dacă nu vrei un șut la nuci. Eu am fost Raul, un alt fan anime care clar că are o problemă și clar că vorbește prea mult despre anime. Ne vedem data viitoare, dragilor, pa, pa și pa.